dar să-l punem pe dânsul să fie el să primească pensia mea și eu să o primesc pe a lui. Și să trăiască el la mine și eu să mă duc la dânsul. Poate n-aș fi mai bine așa. Dar și să faci mult deptață dacă îi trebuie să vă listez de acolo și gata. Ce este deptați? Trebuie dat jos deptații. Să facă un deputat ales, iată așa, într-o circumscripție? Da, da, ce, un deputat ales în circumscripție, el poate să desîntâlnească cu alegătorii, să vină în sat să vadă ce trebuiește, ce durere are fiecare om. Bornicenii nu-s cu noi. Bornicenii, da, da, bornicenii au votat cu ialovenii. Noi am votat cu unii spăreni. Bornicenii nu-i cu plahadnicii. Nu știu, nu știu, asta e ideea lor în Parlament ce-au hotărât ei. Dar, pur și simplu, e normal că adică să avem la cine apelăm. Dar și să faci mult deptață dacă îi trebuie să vă listez de acolo și gata. Ce este deptați? Trebuie dat jos deptații. Nu prea ne place. Oamenii tot așa la conducere. Așa că nu-mi place loc. Suntem din sat la Dodon. Suntem într-o familie, al susținem când e Constantean, dar n-are cu cine lucra el. Cum a spus ei deodată ca să fie din fiecare raion, adică din fiecare raion ați fie câte un deputat. Dar eu ales, noi suntem de pildă Călărașul, suntem mai aproape de Ungheni, ne-au pus tocmai cu Ialoveniu și avem noi cu Ialoveniu și Călărașul. O unit, adică undeva la aproape 100 de kilometri, de unde îl știu eu pe cel la Ialoveniu? Eu mă ghină să pis la Călăraș, de pildă, așa, să luăm oricare ne mai aproape, care îl știm, care au lucrat mai aproape. Dar pe cealaltă parte noi, și ei au înaintat tot care au vrut ei, nu care au vrut oamenii. Cunoașteți ce poate să facă deputatul ales? Nu? Multe ar trebui să fac, adică, dar ceea ce promit nu fac nimic. Persoana care a venit din Sporeni a omăjit foarte, foarte mult, nu mult, dar foarte mult lozovenii. Știți care sunt puterile deputatului ales pe circumscripția din Sporeni? Da, ei nu se clarifică acolo, nu știu care și cum se furi posturile. Și după ce ori căpăta posturile, poate ori face ei ceva pentru sat, dacă ori aveți sânsul minunit. Drumuri au făcut, să văd că puri să mai facă încă, statul meu acolo a făcut un drum de câțiva sute de metri și face la altul, am mai pornit. Sunt același raion, dar noi am încercat să votăm cu Nisporeni. Așa au vrut plahadnic. El a hotărât, el a hotărât. Acum vor să facă o leagă de treabă, dar n-au cu cine. N-au și votat lumea și fost. Ei 30 aici în Parlament, în locul socialistă. Îi dă de pe aici de jos și poate face aici ceva treabă. Da? Păi, toți dintr-o treocă mai mult. Așa, cu Dons, cu Plahotniuc, da, de-am să văd pe față că... Da, ești așa, nu? Parcă-i zici că nu. Dar, păi, da, el parcă cu țop, așa, las cu dracu, cu nacu, nu tot, tot au știu, toate. Știu, da, da. Așa. Of, dar v-am spus că țară condusă de gosă de bandiți. Dar așa și cu țara asta în idei, n-a. Deci nu avem un aldușă, n-are preț. Ce? Mai trăie omul cu un iacă de nez de nucă, mai avea preț bun. Și domn prim-ministru l-a luat prețul și la nezul de nucă. Ne-a pus cu poponeața pe gheață. Trăiește, cu ce să trăiești la țară?
să aibă grijă de toate lucrurile, să meargă în limită, ca noi să putem trăi măcar 30% cum trăiesc oamenii în Europa. Să fie traseurile, traseuri, să nu investim sume colosale în autovehicul, să fie canalizație, apă, să avem igiena personală, să fie în prim plan. De când s-au terminat alegerile, văd că s-au început a lumina străzile pe timp de noapte. Mihai, dar tu ești informat, documentat la capitolul ăsta la ce atribuții are deputatul ăsta care a fost ales pe circumscripție? Ce poate el să facă real? Tu urmărești așa ce se întâmplă în politică, nu? De ce? Nu-mi place. Îți place? E numai minciună așa. Văd ceva într-adevăr adevărat, atunci mă uit. Am fost peste cotare, am muncit, am văzut viața de acolo, e bine, frumos, dar sunt mai mult 4 ori. Da. Iubesc acasă să mă stabilesc. Și îmi vedea de-așa. Da. De problemele te apasă. Și am fost în Franța. Și te-ai întors? Am muncit la construcție acolo, mamă... Bine, m-am aranjat acolo, toți mă respectau, dar nu ieși așa acasă. Adică aici, deci teritoriul tău, știi toate regulile, știi cum să faci, că să fie bine. Și de cât timp te-ai întors în Moldova? Peste 3 luni de zile, asta mă da. Nu-ți pare rău deocamdată? Deocamdată, da, îmi pare rău, că e foarte greu să te restabilești aici. Sunt multe cerințe, greutăți. Salariul foarte mic. Tu acolo obișnuit cu, cred că, vreo 1.500 pe mod. Cred că vreo 2.500. 2.500. Și aici te-ai întors la? Maxim 400. Colorii merg bine, mersi, color, nu? Pe noastră, întrebări și probleme și care avem noi. Problema care pe mine personal mă doare este acoperișul casei de cultură și căldura casei de cultură și condițiile de lucru în casa de cultură. Dar până acum nu s-a făcut nimic în sensul ăsta? Până acum nimic. De când am venit eu de 5 ani aici, tot bat și bat și spun. N-avem 6 în septembrie. Și adică asta ce mă doare. Noi lucrăm cu puterile noastre, noi lucrăm cu diaspora, cei ce ne-au cadonat în condiționer, spunem, de căldură. Și noi ne menținem căldura asta acum, vedeți? Eu stau în foaică. Care e rolul lor? Rolul lor trebuie ca să facă să se dezvolte satul, da? Comunitatea asta vor începe. Pentru asta ei sunt alegeri. Și toate problemele cetățenilor să le hotărască și toate întrebările care ne dor pe noi. Asta este menirea lor, să lucreze pentru comunitate, să ne ajute ei să fie sus și noi să ne ducem cu plângeri la dânșor, cu dorință și ei să ne ajute. Dar nu, eu de pildă pe persoana asta nu am văzut-o, nu cunosc, nu știu. Este nevoie întâi de toate de implicare total la nivel de comunitate, întâi de toate. De aici să pornească, ori, e clar, nu o să facă nimeni în gospodăria ta ordine decât tu. Asta este. Dar susținerea firește trebuie să fie din partea guvernului. Poate deputatul, nu știu eu, sunt sceptic în privința lucrurilor pe care le poate face și schimba un deputat. Sincer, nu văd nici cum. Eu văd o implicare totală la nivel de guvern. Se fac unele schimbări în privința iluminatului stradal, văd. De acum, informăm și noi din sursele existente. Și marea problemă la nivel de infrastructură este lipsa canalizării. Eu cred că ei nu mai au ce face și iată, hai să mai fac ceva, să vadă lumea că face ceva. Dar, de fapt, este, nu știu, o joacă de a guvernare, o joacă de a politica, o joacă de a... Este chiar un joc, eu așa îl văd. Pur și simplu, foarte straniu. Împărțirea asta, în general, mi se pare foarte straniu, atât de circumscripția noastră, da? 5 sate din Călăraș, 5 din Strășeni și nu știu câte din Ialoveni. Aberații totale, bun. Dar cui trebuie? Ne dăm noi seama cui trebuie. Dar să-l punem pe dânsul să fie el să prinească pensia mea și eu să o prinesc pe a lui. Și să trăiască el la mine și eu să mă duc la dânsul. Poate n-ar fi mai bine așa, să vadă cum e,
cum nu, e? Deci ar trebui să-i izoleze toți parlamentarii și să-i pui într-o mahala, să-i facă un gard, să-i dea pensia noastră, să vadă cum o trăie.